La găsești între icoană, stemă, candelă și primar. Bună ziua, domnule primar! Costică Stupu e un tip foarte simpatic, după cum îl vedeți dumneavoastră, și nici n-a zis pâs când i-a zis: domnule, trebuie să facem un interviu în legătură cu problemele primăriei. Aveți ceva de obiectat? Ziceți acum de la început. Nu. Așa, trebuie să vă spun că acest domn simpatic și la cuvânt și la vedere este foarte politicos, foarte respectuos, muncește foarte mult, să vedeți ce mâini bătute are, și că este unul dintre oamenii respectați ai Comunei Găgești pentru cât reușește și în plan personal și în plan oficial. Mai spun ceva cu totul secret, are o fetiță foarte deșteaptă, care termină acuș bacalaureat. Cum o cheamă, domn primar? Alina Cristina. Alina Cristina Stupu. Deci iată-l pe domnul primar, gata să ne răspundă la câteva întrebări. Domnule primar, erați cu o grămadă de oameni aici când am intrat eu. Ce voiau, domnule? Problemele curente, special probleme asupra proprietății Chelenului aflat în zonă. Sunt oameni care vin din alte părți, care vor să-și arendeze terenul sau vor să-și și parcele sau diferite probleme curente. Dar apropo, cum stați cu organizarea pământului? Cu organizarea pământului, e strâns în asociație? Da, în general cam 90% terenul se lucrează în asociativ. În colectiv. Da. În colectiv. Primarul are și el o bucată de teren acolo pe care o lucrează? Da, bineînțeles că... Trebuie să fii gospodar. Cum să dea altfel exemplu? E grea viața în Comuna Găgești, domn primar? Că în general viața la țară este destul de dificilă, mai ales că acum ne mai confruntăm și cu o secetă, speram să nu fie eternă. Parcă a plouat un pic pe la... O ploa, dar nu suficient față de nevoie. În câtă vreme ieșiți la secere? Că am văzut câmpurile sunt... galbene, galbene. Dacă nu plouă, la început ești... deja speram, știu, ne forțează. Deja orzul în fața de coace. În pârgă. Și porumbul cam cum se face anul ăsta pe Valea Elanului? Dacă nu plouă, s-ar putea să avem probleme. Dacă deja și prețurile au început să se ridice. Mm-hmm. Vă duceți des la târg la Murgeni? Sunt vreo 8-9 km, cât îți spuneți? 12 km, suntem aproape din zona și la târg, de care avem nevoie, ne mai ducem, vizităm. Voi aveați o echipă de fotbal, nu știu ce mai aveți pe aici, cu sportul, cu căminul cultural, cu ce se mai, nu știu cum, desfată, cu ce se mai distrează omul în Comuna Găgești, în afară de muncă, aia este cât lumea. Da. Sportul face așa, din plăcere, nu avem... Evident. Dar că am văzut că aveți teren de aia. Terenul de fotbal, da. Încercăm să organizăm, să înscriem echipa în județ, dar deocamdată vreau să găsesc cineva inimos care să se ocupe de sport. În domeniul culturii însă excelați, aveți o stea aici. Mă gândesc la Marin Rotaru din Comuna Găgești, satul? Satul Giurca. Giurcan, sigur că da. Care scoate și o revistă, care are și o academie, ce-i drept academie cu un singur om, dar are. Și saltă numele Comunei Găgești. Ce mai aveți voi aici de interes social? Noi ne mândrim cu revista Elano, care e... Da. Am înțeles că este cea mai longevivă. Este, da. Și domnul Marin ne poartă cu cinste comunal, deci ne reprezintă. Probleme culturale, activități culturale la nivel de școală mai mult, colaborare cu școala, căminul cultural și biblioteca comunală. Da, aveți aici o școală specială. Nu avem o școală specială. Sau ce este? Căminul ăsta, ce aveți aici? Sau nu-l mai aveți aici? Nu mai funcționează, el acum e cămin de bătrâni.
De bătrân. Da. Dar tot este. Da, da. Avem în jur de 40 de bătrâni care sunt cazați în Sarajevo, subordonați direcției de asistență socială a Vaslui. Avem și o fundație care funcționează la nivel de comună cu persoane cu dizabilități. Este și o fermă de capre care tot în colaborare cu fundația. Și desfășurate unele activități. Deci, completând, lumea e ocupată cu agricultura. Agricultura, da. Pe aici, pe acolo, mai aveți câte ceva care ține de fața comunii, apropo de căminul ăsta de bătrân și de Marin Rotaru. Iar primarul aleargă în stânga și în dreapta și pentru agricultura comunii și pentru agricultura lui. Cum e să fii om gospodar? Cum te simți, domnia ta, domnule primar? Un om între oameni. Da, frumos răspuns. Un om între oameni. Da. Bine. Încerc ca să fiind, trebuie să fii și un bun gospodar. Să fiu un exemplu pentru ceilalți concetățeni. Apropo de funcția domniei tale de primar, care e destul de slab plătită, cam cum stați cu impozitele și taxele? Mai pe toți întreb. Cam cât în casă? Undeva la 40% întotdeauna. Atenție că sunt oameni cu 93-95%. Nu știu dacă se poate ridica la procentul ăsta, dar despre ceea ce e planificat pe buget, da, și noi suntem. Dar asta înseamnă că vă descurcați greu cu banii dacă încasați fondurile proprii așa de greu. Aveți piață aici? Nu. Nu aveți nici... Am o încercat să organizăm, dar infrastructura încă... Da. Bun, deci niște bani ale ai primăriei cam greu vin dacă nu încasați taxele și impozitele. Anul ăsta ați avut fonduri mai mari de la județ? Da, da. Față de anii din urmă, da. Într-adevăr, am avut în jur la 10 miliarde. Cu infrastructura și... cum stați? Noi beneficiem, avem un avantaj, beneficiem de drumul ăsta județean 244B, care este modernizat pe fonduri europene și e un avantaj pentru noi că străbate din 5 localități, 4 beneficiază de drumul ăsta care traversează. Și măcar zona centrală a satelor este... Hai să-mi răspundeți scurt, scurt. Care este visul actual al primarului? Ne aflăm la... a doua treime a lunii iunie. Visul actual al primarului. Acum. Visul meu este, care mi l-am dorit de când am intrat și în mandat, este apă și canalizare în comună și să definitivez asfaltarea tuturor localităților. Cam ambițioasă chestia cu asfaltarea. Da, deocamdată suntem pe post mediu pentru apă și canalizare prins în master plan. Deja aveți un proiect aprobat. Nu, deocamdată este în studiu. În studiu. Suntem în perioada asta 2015-2018 cu o sumă de aproximativ 2 milioane de euro. Sperăm să... Ce populație are Găgești, domn primar? 2100 de locuri. Câți cai are? Cu aproximație, evident. Cu aproximație, știu, jur de 100. 100. Și cam câte oi? Aici ar trebui să fie mai multe, că aveți pășuni. 2500-3000 capri, nu pot să vă spun așa aproximativ, dar... De capri nu vă mai întreb, că trebuie să fie și acelea. În jur de 1000. Da, vite. 600. Acum, să explic, să explic celor care ne citesc, ne aud, ne văd, într-o comună ca aceasta, unde agricultura este de bază, sigur, cultura mare, dar și animalele, pentru că asta este principala ocupație a oamenilor de aici. Și dacă sunt multe animale, bunăstarea e mai bună, ca să zic așa. Deci avem în jur de 6 de hectare de pășuni, din care nu este îndeajuns față de numărul de animale. Sunt mulți tineri care vor să-și încropez o mică afacere în creșterea animalelor, dar întâmpinăm faptul că a
fost concesionată pe o perioadă de 10 ani. Mai aveți probleme cu fondul funciar? Nu, noi mai avem două titluri de emis. Restul este... Codașilor, mai aveți două titluri de emis. Da. Da. Este revendicată. Domn primar, ești un om fericit, după părerea mea tale? Nu pot să spun că mă aflu în urmea fericire, dar sunt mulțumit. Adică ești însurat, ai o doamnă care muncește cât poate și ea săraca, eu știu că muncește, că să ții o gospodărie ca a ta fără doamnă, harnic nu se poate. Ai copiii pe care am văzut că îi pui la muncă, da. Mai ai și alte ajutoare la muncă sau hâiești, mă tale, cum să zici? Încercăm să ne descurcăm. Vă descurcați dumneavoastră. Eu pot să-ți doresc sănătate și să fii optimist toată viața. Mulțumesc. Să te bucuri de copii. Mulțumesc. Să fii sănătos, domnul Costică Stupu.